Nightmare Alley sau Alea Groazei, cred că a fost tradus la noi, mă rog, Alea Coșmarurilor. Habar n-aveam despre ce va fi filmul ăsta. Adică, bun, a apărut în 2021, aparent nu prea fac chestia asta de obicei, nu prea fac recenzii la filme, nici mă mai uit la ele dacă au apărut anul trecut, știi, și a trecut și nu știu ce, dar abia a apărut la noi în cinema și chiar și așa, n-aș fi făcut. Dar, mă rog, a fost destul de întârziat, s-ar putea să fie apărut în mai multe locuri în 2021, mă rog, oricum, n-am înțeles nimic din trailerul ăla, adică arăta film horror, ba chiar mă gândeam, nu știu, personajul lui Bradley Cooper e vârcolac, poate, și ajunge gen la circ și, nu știu, pentru că tot timpul, de 7 ori în trailer, Willem Dafoe zice, foarte mișto de altfel, "Is he man or beast?" Tot am văzut trailerul ăla de nu știu câte ori înainte de filmele pe care le-am văzut la cinema, știi? Și eram gen, man or beast, alergă Bradley Cooper pe un hol, e o mână de-asta plină de sânge, își lasă, pune mâna și rămâne așa o mână sângerândă pe un perete la un moment dat și alergă și printre chestiile alea de la circ pe acolo, printre corturi și nu știu ce, știi? Și nu mă gândeam, ok, e horror, e ăsta poate e gen o bestie, se transformă sau, mă rog, știi, și nu știam mai nimic despre film în afară de, mă rog, că sunt foarte mulți actori, Bradley Cooper, Toni Collette, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Ron Perlman, fuck me, toți actorii care apar în filmul ăsta sunt Rooney Mara, sunt actori mari. Apărea unul 5 minute, ăla din Peaky Blinders, știi, nici măcar nu-i vezi față, stai ăla, un personaj secundar, mă rog, dar de fapt, destul de principal din Peaky Blinders. What? Yeah. E regizat și scris de Guillermo del Toro. Bine, Guillermo del Toro și încă cineva la scenariu, dar nu prea pot să zic că asta m-a atras foarte mult, pentru că în ultimul timp Guillermo del Toro nu pot să zic că a fost gen abia aștept că e Guillermo del Toro. Dar am zis că, mă rog, până acum poate hai zicem, dar asta e și scris și regizat, știi? Și începe mișto, prima jumătate de film e mișto. Bă, nu știam la ce să mă aștept, sunt personajele foarte interesante, nu știi ce se întâmplă exact cu personajul Bradley Cooper, ce e în trecutul lui, ce vrea, ce, mă rog, ajunge la un circ, știi, și se dă pe lângă un tip și o tipă clar văzători, dar de fapt erau din ăștia care pur și simplu șmechereau lumea, cum se cheamă, con men, șarlatani, să zicem, da, mă rog, ok, bun, și e interesant, adică îl vezi cum, nu știu, începe o viață nouă aici la circ și sunt tot felul de oameni care nu știi exact care-i treaba cu ei. Știi, Willem Dafoe e pe treaba lui, nu o să zic ce, dar mă rog, e destul de trist, dar șocant, dar mă rog, ce face el, știi, așa? Ăștia doi se păcălesc lumea într-un mod foarte interesant, adică era interesant. După care, a doua jumătate de film se duce în direcții, nu neapărat că total diferite, deși, să zicem că evoluează atât de mult, știi, trece mult timp și Bradley Cooper ajunge, de fapt, să, povestea principală, de fapt, să fie despre ce ajunge Bradley Cooper să facă și gen cu cine se aliază, cu cine, ce vrea să facă, ce încearcă să facă. Bine, ok, și partea aia a fost, să zicem, interesantă, dar parcă mi-a plăcut și vreau să se ducă în alte direcții filmul, nu știu. A fost un genul ăla de dramă în care îți pare rău pentru personajul nostru principal, pentru că ia niște decizii din astea de ajunge până peste cap, știi, gen nu mai poate să facă față, riscă și foarte mult și asta înseamnă că se, mă rog, totul din viața lui se destramă și nu știu ce, știi, și nu e rea povestea neapărat, nu e rău filmul, știi? Adică nu poți să zici că e regizat prost sau că arată prost sau că nu știu ce, actorii sunt foarte buni, știi? Te ține, dar chiar eram gen, ok, filmul ăsta ce a devenit acum, știi? La un moment dat eram gen, mamă, nu mă gândeam că o să ajungem aici, dar ok, bine, tot e ceva, știi? Și se termină cum se termină încă și ești gen, ok, da, bun, nici rău, nici slab, nici wow, nici meh. E pur și simplu o dramă cu câteva chestii interesante presărate pe aici colo, dar care nu a avut un
punct culminant și un deznodământ satisfăcător, emoționant sau ceva prea puternic impact. Înțeleg poate de ce am auzit ceva de nominalizări la Oscar, nu știu, nu prea m-am interesat mai deloc anul ăsta de Oscaruri. Dacă și mie mi s-a cam luat, înseamnă ceva, e ceva. Să zicem că înțeleg, pentru că m-am uitat la Oscaruri în fiecare an până acum, știi, și înțeleg că na, e tema se potrivește și am înțeles de ce l-ar pune, poate, dar așa ca film, pentru ce a vrut să fie, nota mea este un -8, după mine. Părerea voastră, cine l-a văzut? A fost cineva la cinema și l-a văzut? Poate la cinema a fost o experiență un pic mai bună, orice film e un pic mai bun la cineva, la cineva, acasă. Cum mi s-a părut? Ce notă i-ați da? Ce v-a plăcut? Ce nu v-a plăcut? Păreri, ce ziceți? Nu, chiar nu știu ce să zic așa, nu-mi dau seama ce ar zice lumea. Mie mi s-a părut ok. Nu uitați de biletele la The Batman, să mergem împreună la Cineplex la Băneasa pe 2 martie. La 7 începe, ne întâlnim un pic mai devreme, o să anunț poate altă dată să ne vedem pe la un 5:30 sau ceva de genul ăsta, să avem timp înainte să mai facem câte una alta. Dar da, bilete în descriere până una alta, o să mai postez chestii. Vizionare foarte plăcută, nu uitați clopoțel și abonare pe acest canal. Pa, da, pa, da, pa, da, pa.